Bogdan Grecu, fiul adoptiv al interlopului Giurgiuvean Butoane, va sta 10 ani după gratii. Este decizia Tribunalului Giurgiu, în urma judecării dosarului în care acesta este acuzat pentru trafic de minori. Pe lângă cei 10 ani de închisoare cu executare pe care i-a primit Dan Grecu, instanța a dispus totodată ca timp de 8 ani inculpatul să nu beneficieze de anumite drepturi. Verdictul nu este definitiv și poate fi atacat cu recurs, ceea ce probabil se va și întâmpla.